Bogdan astăzi a primit pachet și scrisoare de la susținători. A venit la Antena Play să mulțumească. A spus că vă mulțumește că ați văzut dincolo de aparențe, că cine vrea să vadă vede, cine nu vrea să vadă nu vede. Vă cere scuze pentru toate reacțiile pe care le-a avut. Mai spunea Bogdan că la un moment dat i s-a umplut paharul și a vrut să plece acasă, dar în momentul de față nu mai vrea să plece. În ceea ce o privește pe Ioana, spunea Bogdan că Ioana a văzut cum este el cu adevărat, a văzut omul din el și de aceea s-a atașat de el, că Ioana este liberă să decidă orice. Spunea Bogdan că el a făcut suficient, dar nu o să se lase. Spune că a încercat să-i ofere o siguranță Ioanei în momentele în care a discutat cu ea. Mai zicea că dacă nu i-ar fi fost așa de dragă, în mod normal ar fi făcut pași înapoi. La final, Bogdan a spus că vă mulțumește pentru voturi și vă mulțumește pentru tot ceea ce ați văzut bun în el, că așa este el, cu bune și cu rele, asta este.